Biblio Request cu Maria Bivol în fiecare zi de joi la Biblioteca Centrală. Bună ziua! E joi și e o nouă întâlnire la Biblioteca Centrală, filiala Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HDU. Astăzi vom vorbi despre carte, lectură, cercetare, amprentele tehnologice cu distinsa doamnă Neliț Ocanu, cercetător științific. Doctor în științe istorice, specialitatea bibliologie, biblioteconomie, bibliografie, doctor habilitat în sociologie, specialitatea jurnalism și științe ale comunicării, șefa secției formare profesională continuă la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HSDU. Bună ziua, doamnă Țurcanu! Mulțumim pentru prezența dumneavoastră, mulțumim că ați dat curs invitației noastre și că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua și îmi pare bine că vom discuta subiecte care, sper, interesează bibliotecarii și inclusiv cei de la HDU. Și noi ne bucurăm că astăzi sunteți alături de noi, pentru că anume ceea ce ne aduce pe noi împreună este cartea, lectura, biblioteca, bibliotecarii, utilizatorii, dar și amprentele tehnologice care cumva și-au pus amprenta asupra noastră. Iar noi o să începem cu începutul și tare am vrea să știm, de ce dumneavoastră ați ales să faceți biblioteconomie? Deci e o întrebare provocatoare, pentru că de fapt nu vroiam să fac biblioteconomie și la timpul respectiv nici nu știam că există o astfel de specialitate la universitate, deși eu eram un utilizator activ din bibliotecile din orașul Soroca, de unde vin eu. Dar așa au fost circumstanțele că am ajuns aici și cred ca și mulți alții care au făcut biblioteconomia. Unul din argumentele care poate a servit ca imbold să vin la această facultate, la Facultatea Biblioteconomiei și Bibliografiei a USM-ului, a fost că mătușa mea mi-a zis că ție îți place să citești și du-te acolo, că în bibliotecă vei citi. Realitățile au fost cu totul altele, pentru că făcând studiile și apoi prin experiența care am avut-o, am constatat că bibliotecarii de fapt nu citesc atât cât ar fi vrut, pentru că au foarte multe alte activități de realizat și de făcut, în afară de lectură. Aveți perfectă dreptate. Pentru că noi așa suntem bibliotecari, cei care suntem când aici, când acolo și întotdeauna suntem într-un flux mare de activități. Da, așa e, așa este. Pentru că totuși este vorba despre bibliotecă, după părerea dumneavoastră, spuneți-ne, cum se descurcă bibliotecile astăzi? Bine, iarăși trebuie să răspundem la această întrebare ieșind dintr-un anumit context. Dacă judecăm după ceea ce se întâmplă în ultimul timp în domeniul nostru, eu zic că se descurcă bine și pe măsura posibilităților. Ultimul timp, bibliotecile, atât cele din publici teritoriale, așa cum le numim noi acum, sau pe vechi, bibliotecile publice și bibliotecile universitare în special, dacă ne referim la cele din rețeaua bibliotecilor educaționale, au avut destul de multe proiecte și au acum proiecte care contribuie, de fapt, la schimbări în acest domeniu. Multe proiecte care se axează pe modernizarea bibliotecilor, atât în aspectul tehnologic, cât și inovațional pe segmentul de servicii. Pentru că dacă analizăm activitatea bibliotecilor, vom constata că sunt destul de multe servicii inovative în bibliotecă, axate pe diferite grupuri de utilizatori, dar și multe proiecte care au dat startul inovațiilor tehnologice. Multe biblioteci au acum și calculatoare și acces la internet, dar și alte facilități tehnologice care, evident, contribuie la schimbarea bibliotecilor și nu doar la interior, dar și la față, pentru că
utilizatorii, comunitatea, simțim acest lucru, percepe biblioteca puțin altfel decât 10-20 de ani în urmă. După părerea dumneavoastră, de ce are nevoie domeniul biblioteconomic ca să facă anume față acestor provocări tehnologice care sunt astăzi prezente în bibliotecă, dar cumva și mâine le bat și altele la ușă? Bine, pe acest segment aș zice că, dacă vorbim de bibliotecile de la noi, pentru că fiecare țară are condițiile sale, contextul său, posibilitățile, și dacă noi vorbim despre bibliotecile din Republica Moldova, trebuie să zicem că, de fapt, această inegalitate tehnologică, care noi am constatat-o că ea a fost și acum, datorită proiectelor și inițiativelor pe care le au bibliotecile, noi încercăm cumva să o depășim, dar trebuie să fim sinceri că acest decalaj și această inegalitate tehnologică și informațională, ea de fapt se mărește. Pentru că cei care au fost avansați în tehnologii, ei merg înainte și noi știm foarte bine că pe acest segment schimbări se produc foarte rapid. În 2 ani tehnologia se schimbă practic cu 100% și noi, din păcate, nu avem posibilitatea să ajungem de urmă, pentru că noi achiziționăm în bibliotecă niște calculatoare sau altă tehnică care acum, să zicem, este actuală. Dar peste 2 ani ea deja este învechită, dar noi continuăm să lucrăm cu această tehnică și cu aceste calculatoare și cu aceste softuri. Alte biblioteci au posibilitatea, vorbind despre cele din Occident, din țările dezvoltate, ele de fapt au posibilitatea peste 2-3 ani cardinal să schimbe acest parc de calculatoare sau de altă tehnică și să meargă înainte. Noi încercăm să-i ajungem din urmă, dar de fapt nu avem posibilitatea. Cu părere de rău, pentru că totul costă bani. Și noi știm care este situația financiară din țară, dar și din biblioteci. Însă noi totuși bibliotecile suntem spațiile celea sau instituțiile care totuși tindem ca să facilităm utilizatorul, mereu să venim cu cele necesare, ca totuși el să vină la bibliotecă și să simtă acel confort, atât ceea ce ține axat pe carte, cât și tehnologie. Dacă ar fi acum să vorbim despre activitatea Bibliotecii Municipale Bogdan Petrice cu HDU, spuneți-ne, vă rog, ce credeți dumneavoastră despre activitatea anume a Bibliotecii noastre Municipale Bogdan Petrice cu HDU? Eu aș zice că Biblioteca Municipală HDU, am fost de această părere și mai înainte, este una din bibliotecile din avantgardă de la noi, pentru că este poate chiar prima bibliotecă care încearcă să experimenteze, să implementeze și servicii noi și să facă niște achiziții, dacă noi vorbim de carte electronică sau gadget-uri, sau să fac modificări în spațiul bibliotecii pentru a crea niște spații speciale pentru utilizatori sau makerspace, ceea ce este la modă acum, sau spații pentru discuții, pentru cluburi pe interese pentru utilizatori. Și apoi această experiență este împărtășită și preluată de către alte biblioteci și, într-adevăr, putem vedea deja aceste experiențe, servicii care au început aici, au fost testate la Biblioteca Municipală și au fost preluate, au fost replicate aceste servicii și implementate în alte biblioteci de la noi. De aceea eu aș zice că Biblioteca Municipală este nu doar o bibliotecă care nu se teme să experimenteze, să implementeze ceva nou, dar este un spațiu experimental pentru domeniul nostru. Așa cum a spus doamna Lidia într-un interviu, că uite, biblioteca a devenit acel mall în care utilizatorul poate veni citi, servi ceai, poate juca jocuri de societate, poate interacționa cu semenii, poate să-și creeze acel spațiu al lui unde el se simte confortabil și bine. Adică noi suntem cei care știm să fidelizăm utilizatorul din toate punctele de vedere. Da, mă iertați, într-adevăr așa este și desigur dacă biblioteca municipală și sediul central ar avea un spațiu mult mai mare,
adaptat anume pentru bibliotecă. Desigur că ar fi avut biblioteca mult mai multe posibilități acum pentru a crea și condiții pentru utilizatori, inclusiv pentru a crea niște spații de lucru pentru anumite categorii de utilizatori, ceea ce acum se practică și în bibliotecile publice și în bibliotecile universitare de psihotare. Dumneavoastră acum ați dus cu gândul, pentru că când a fost Săptămâna Științei, am invitat un designer la bibliotecă și Adelina vorbea despre faptul că, uite, dacă mie mi-ar oferi posibilitatea, aș face din spațiul ăsta ceva care încă nu a fost văzut și cumva vedea biblioteca ca cele care sunt în Occident. Și dumneavoastră acum ați zis-o, cei ce este acolo în afară, și tare mi-am dorit și mai odată cu trecerea timpului să fie și la noi așa. Știu că dumneavoastră aveți foarte multe lucrări pe care le-ați scris, în care ați pus suflet. Spuneți-ne, vă rog, din toate lucrările pe care dumneavoastră le-ați elaborat, există una la care țineți în mod deosebit? E greu să zic dacă țin la una din lucrări mai mult decât la altele, pentru că în toate este și sufletul meu și anumite atitudini față de subiect, pentru că și aici, dacă analizăm publicațiile, putem să vedem că interesele mele profesionale de-a lungul anilor s-au schimbat. Și dacă să zicem așa, poate mai metaforic, lucrarea care încă nu este scrisă, poate la ea aș ține mai mult, dar dacă să vorbim sau să ne referim la realitate, atunci cred că e vorba de ultima lucrare care încă nu a ieșit. Cred că la ea conțin mult, mai mult decât la altele, pentru că elaborarea, scrierea acestei lucrări a durat destul de mult timp, pentru că ideea așa a apărut vreo 5-6 ani în urmă, a durat destul de mult meditația cu privire la concepția acestei lucrări, cum va fi ea, care va fi conținutul. Și iată că anul acesta, într-adevăr, am lucrat foarte mult asupra acestei lucrări și cred că de aici și vine această poate legătură și un sentiment mai deosebit față de această lucrare, cu atât mai mult că încă nu a văzut lumina tiparului. Poate dacă lucrarea ar fi fost aici sau dacă aș fi ținut-o în mână, sentimentele poate erau altele. Dar oricum mă gândesc deja la alte lucrări. Ați vorbit cu atâta dăruire despre acel produs care va avea peste 500 de pagini, pentru că știu că dumneavoastră ați terminat acel volum care, dacă îmi permiteți, o să-i spun că se numește Explorarea metodelor de cercetare în domeniul biblioteconomiei și științei inovării. Spuneți-ne, pentru că ați vorbit și ați vorbit cu atâtea sentimente despre carte, că uite, aveți o, nu știu, o legătură cu această carte, spuneți-ne cât de util va fi acest volum pentru domeniul nostru biblioteconomic și despre ce va fi acest volum. După cum ați spus, lucrarea se numește Explorarea metodelor de cercetare în domeniul biblioteconomiei și științei informării. Și deja din titlu este cumva, reiese această orientare a lucrării, că ea se axează pe examinarea, explicarea ce reprezintă domeniul cercetării pentru biblioteconomie, care este rolul cercetării pentru domeniul nostru profesional și care sunt acele metode, tehnici și instrumente care un bibliotecar trebuie să le folosească pentru a face cercetare. Și cred că prin această lucrare eu am încercat să conving bibliotecarii, atât cei practicieni, cât și studenții, pentru că are o orientare dublă această lucrare, că cercetarea este necesară și utilă domeniului nostru. Doar atunci când noi real cunoaștem care sunt problemele noastre și cum să depășim aceste probleme, pentru că anume rezultatele cercetării
ne pot arăta real cum noi putem depăși anumite dificultăți în care noi ne aflăm sau ce decizii noi trebuie să luăm în anumite situații. Și cred că și specialiștii practicieni, cât și viitorii bibliotecari, trebuie să cunoască aceste instrumente și trebuie să fie capabil să le utilizeze, evident, niște metode tehnice relevante pentru anumite situații. Deja mi-ați făcut curioși cumva și ne dorim și noi să vedem acel produs la care dumneavoastră ați lucrat atât de mult. Acum să trecem un pic spre bibliotecă și spuneți-ne, ce ați făcut dumneavoastră cumva, nu știu, din practica altor state sau ați văzut undeva într-o bibliotecă să se implementeze la noi în practica biblioteconomică? Bine, poate aș fi vrut eu foarte multe să fie la noi, dar iarăși trebuie să ieșim din realitățile care sunt, posibilitățile pe care noi le avem, pentru că ca să faci schimbări ai nevoie de mai multe resurse. Resurse financiare, resurse umane, tehnologice. Noi, din păcate, nu le avem într-un volum suficient și dacă vrei să faci reconstrucția clădirii, dacă nu ai un proiect adecvat, dacă nu ai finanțe ca să faci lucrul ăsta, cât de mult ți-ai dori, nu poți să faci. Dacă să zic real ce ar fi fost posibil și din păcate nici astăzi noi nu avem la momentul de față un sistem integrat național de biblioteci, un catalog unic pentru toate bibliotecile din Republica Moldova. Ce să mai zicem de alte facilități sau alte produse care ar putea biblioteca să le facă. Și eu cred că dacă noi vorbim de funcționarea eficientă a bibliotecii, colaborarea bibliotecilor, eu cred că lucrul ăsta, el putea fi făcut de mult. Posibil că au existat anumite obstacole care nu au permis realizarea acestui proiect, care a fost lansat încă la începutul acestui mileniu, dar cred că acum ar fi posibilă realizarea acestei idei, acestui proiect, dar desigur cu susținerea financiară, fie a Ministerului, Guvernului sau poate dacă se găsesc donatori care să susțină financiar acest proiect. Am putea face și multe alte lucruri care sunt acum bine identificate ca tendințe pentru domeniul nostru. Desigur că ele sunt unele comune pentru toate tipurile de biblioteci, dar sunt și anumite tendințe caracteristice pentru biblioteci publice, fie că pentru biblioteci universitare. Vorbim, de exemplu, despre crearea conținutului digital, ceea ce ar putea face atât bibliotecile publice, cât și bibliotecile universitare. Bine, acest segment, el începe să ocupe un loc tot mai important în activitatea bibliotecii. Și noi, inclusiv în situația în care ne-am pomenit astăzi, ne-am convins că pentru a presta atât servicii online, cât și a face alte activități. Și ca să ținem și utilizatorul cel aproape de noi, este nevoie de acest conținut, mai ales când noi vorbim despre utilizatorul care este la distanță și el nu poate să vină fizic la bibliotecă, iarăși este nevoie de același catalog online și nu doar a unei biblioteci, dar a întregului sistem de biblioteci de la noi, pentru că noi știm că cărțile acum nu sunt chiar aceste cărți tradiționale, fizice, ele nu sunt într-un număr atât de mare de exemplare, și o carte poate să fie doar într-un exemplar, într-o anumită bibliotecă și utilizatorul, evident, dacă are nevoie de acest conținut, noi trebuie să știm unde este el. Iar prin crearea conținutului digital, noi, bibliotecarii și bibliotecile, de fapt, nu doar apropie utilizatorul de bibliotecă atunci când există anumite situații de risc în care noi ne aflăm acum,
Dar biblioteca are posibilitate, de fapt, să descopere, să destăinuie acea bogăție pe care ea o are acum. Vorbim de niște cărți de unicat, și nu doar cărți, dar și alte documente care sunt în colecțiile bibliotecilor și care sunt într-un număr limitat. Și vorbim de carte veche sau aceste discuri, fotografii, dar și alte materiale care sunt în colecțiile bibliotecii și care acum, de fapt, sunt ascunse de utilizatori. Și de faptul că noi creăm acest conținut și textual, și vizual, și audio, și îl punem în aceste depozite digitale, le punem pe platforme deschise, și utilizatorii, nu doar din țara noastră, dar și din alte țări, au posibilitatea să acceseze acest conținut care este, de exemplu, la biblioteca municipală sau la altă, orice altă bibliotecă comunală. Eu cred că și bibliotecile din sate ar putea identifica anumite materiale și textuale, dar poate și fotografii, că în biblioteci acum se creează în muzee, da? Este și asta un segment care biblioteca poate să-l includă în activitatea sa, când într-un sat, de exemplu, nu există muzeul satului și biblioteca ar putea să se implice în aceasta. Și atunci când, iată, digitizează acest conținut, fotografii sau artefacte pe care le deține această comunitate și poate să le pună la dispoziție și la vizorul altora. Dumneavoastră, acum vorbind, și cu siguranță cei care vor asculta acest BiblioRequest, la sigur, bibliotecile Setești vor lua aceasta și vor implementa, pentru că, cu siguranță, au foarte multe lucruri care ar putea să le promoveze, să le identifice și de ce nu ele ar trebui să fie valorificate, așa cum spuneți dumneavoastră. Despre dumneavoastră se spune că sunteți un nume cu pondere în domeniul biblioteconomic. Ce v-a făcut ca să excelați atât de mult pe acest segment, anume în acest domeniu? Cred că curiozitatea. Pentru că, da, spuneam că în copilărie îmi plăcea, și în adolescență îmi plăcea foarte mult să citesc. Atunci când am venit în această profesie, evident că eram curioasă să văd ce se întâmplă în alte părți. Și evident am început să citesc foarte multă literatură profesională. Am încercat să văd ce noutăți apar în domeniul nostru. Cum încearcă bibliotecile să iasă din anumite dificultăți în care se pomenesc la anumită etapă sau când se confruntă cu anumite crize de diferit gen. În plus, am avut posibilitatea, inclusiv în calitate de cadru didactic, sau cadru științifico-didactic, să particip în mai multe proiecte. Am avut posibilitatea să vizitez mai multe biblioteci din străinătate. Mai mult, desigur, biblioteci universitare, pentru că erau proiecte legate de activitatea pedagogică și, în acest caz, evident că noi am avut aceste vizite în biblioteci universitare, dar nu doar, pentru că am fost și în biblioteci naționale, și în biblioteci publice din localitățile respective. Și atunci ceea ce am văzut acolo m-a făcut cumva să citesc mai mult despre fie proiectele care erau implementate și să vin cu aceste noutăți aici, să împărtășesc această experiență. Poate asta a fost motivul de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și, de fapt, toate se întâmplă la vremea potrivită. Și s-a întâmplat atât de frumos. Dumneavoastră studiați foarte mult în domeniul nostru. Dacă ar fi un pic să ne vorbiți, pentru că deja a început să ne povestiți despre ce ați văzut prin străinătate, dacă ar fi să ne vorbiți despre practica biblioteconomică din afară și cea de la noi, ce ne lipsește nouă? Comunitate biblioteconomică.
Pentru că, într-adevăr, când mergem în afară și vedem bibliotecile, unde sunt amplasate, ce servicii prestează pentru utilizator, parcă ne-am dorit și noi. Și tare ne place și venim entuziasmați de acolo. Iar dumneavoastră, într-adevăr, ați fost și ați vizitat foarte multe biblioteci, ați văzut practica lor. Cum a fost? Vorbiți-ne, ce ați văzut, ce v-a plăcut și uite, ați vrea și dar la noi lipsește asta. Bine, dacă să zic despre experiența văzută la fața locului, cred că ultimii 5 ani de când eu n-am fost într-o bibliotecă de psihotare, s-au întâmplat mai multe. Deci, ceea ce eu știu că se întâmplă acolo, deja cunosc din lecturile pe care, profesionale pe care le fac, încep să urmăresc ce publică revistele de specialitate. Și după cum am spus, noi putem să găsim foarte multe explicații care țin de contextul în care se află biblioteca. Contextul nostru, și social, și financiar, este diferit decât cel care este în țările de psihotare. Și noi, chiar având o dorință foarte mare, din păcate nu putem să realizăm ceea ce este acolo. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem face schimbare și aici. Bibliotecarii noștri au și competențe, au și dorințe. Și cred că ca și acolo oamenii sunt diferiți. Și acolo sunt oamenii care sunt mai competenți și unii care cu competențe mai puține. Și acolo sunt și aici sunt oameni curioși și creativi. Poate noi n-ar trebui să avem poate frică de teama, da, de schimbare și de a încerca să implementăm ceva nou, altceva. Nu neapărat, poate va fi și un eșec. Nu știm, da? Dar să încercăm să implementăm acest lucru. Deci, poate să fim mai deschiși spre această schimbare. Ne-ați dat o temă pentru acasă. Dumneavoastră citiți foarte mult, cercetați, scrieți cărți. Spuneți-ne, vă rog, care este relația dumneavoastră cu cartea și cu lectura? Pentru că deja știm că aveți o pasiune înrăită pentru carte, pentru lectură, încă din adolescență, dar totuși vorbiți-ne care este relația dumneavoastră. Pentru că este o întrebare tradițională a acestui Bible Request, pentru că fiecare are o relație deosebită cu cartea și chiar am vrea să știm și dumneavoastră ce relație aveți cu cartea și lectura. Bine, să zic că această relație acum nu este cea pe care eu mi-aș fi dorit-o. Pentru că, da, citesc foarte mult și ca tradițional și foarte mult în format electronic. Dar lecturile mele mai mult se axează pe segmentul profesional, pentru că activez în calitate de cadru didactic, am anumite discipline. Evident că trebuie să văd ce schimbări permanent sunt pe acest segment. Studenții, masteranzii scriu teze de licență și de master. Evident, eu trebuie să citesc pe acest subiect ce se întâmplă pe segmentul respectiv, în așa fel ca să pot îndruma și studenții și masteranzii cum să abordeze subiectul respectiv, dar și să știu ce de fapt se întâmplă. După cum v-am spus, încerc să văd care sunt tendințele de dezvoltare a bibliotecilor. Am anumite interese profesionale care nu se axează doar exclusivitate pe domeniul biblioteconomic, dar sunt niște teme de cercetare care au conexiune cu activitatea bibliotecii, dar nu doar. Și de aceea această lectură de pasiune sau pentru detașare de la domeniul, de recreere. Da, dar și de recreere, da. Poate din meditație, dar nu profesională.
Nu este volumul în care eu mi-aș fi dorit și, cu părere de rău, această listă de cărți și de autori pe care eu aș fi vrut să-i citesc devine tot mai lungă și mai lungă. Din păcate, nu reușesc. Da, acum pe masa mea este o carte care eu o am lângă mine și încerc, când găsesc timp liber, să citesc câteva pagini, dar, după cum am spus, din păcate, timp este prea puțin pentru asta și pur și simplu nu reușesc. Și eu cred că eu nu sunt unica care încerc să găsesc o astfel de scuză de ce lucrul ăsta se întâmplă, dar, din păcate, realitățile sunt... Nu întotdeauna, în ultimul timp, trăim într-o goană. Toate lucrurile le facem așa cum nu ne-am dorit noi. Ultima întrebare care eu aș vrea să vă adresez. Dacă ar fi acum să aveți timp și, nu știu, să vă, cumva să vă recreați, să meditați, la ce carte sau la ce titlu de carte v-ați întoarce și ați evada chiar în mesajul acelei cărți? Nu știu, aveți o carte de suflet care v-a marcat cumva, v-a făcut să vă simțiți bine într-o anumită perioadă și uite, acum avem timpul acela, pentru că noi toți nu avem timp, v-ați întoarce la mesajul acelei cărți? Nu știu, n-aș putea, cred că, să zic că este doar un anumit titlu, pentru că, după cum am spus, toate se întâmplă la vremea lor și așa, dacă să facem referire la un text biblic, dar să-l interpretăm altfel, e timpul să aruncăm pietre și e timpul să colectăm pietre. Dar fără acea interpretare biblică pe care o are această sintagmă, cred că la timpul potrivit eu am adunat anumite pietre, da? Sau anumite cunoștințe. Acum eu încerc cumva să împărtășesc acele cunoștințe și acele competențe pe care eu le am prin cărțile pe care eu le scriu sau prin ceea ce cunosc eu. Dar dacă vorbim exact despre cărțile la care eu aș fi vrut să revin sau autorii la care aș fi vrut să revin, în biblioteca mea personală eu am câțiva autori pe care i-am citit și din când în când deschid aceste cărți și unele operele recitesc, inclusiv chiar acum vorbeam despre o carte pe care o citesc, este un autor pe care l-am citit și pe care din când în când îl mai recitesc, este vorba de Stefan Zweig. Mă recitesc Bulgakov și Dostoievski și îmi place foarte mult Marquez și Hemingway. Ce frumos! Și noi, doamna Țocanu, vă mulțumim pentru dialog, pentru deschiderea dumneavoastră, pentru prezență, pentru faptul că ați fost atât de senină și de caldă și că ați dat curs invitației noastre. Noi sperăm că și ceilalți colegi vor fi atât de receptivi ca dumneavoastră, pentru că nu știu de ce, dar colegii noștri se tem să vină să vorbească despre reușitele lor, despre succesele lor, despre aspirațiile lor, despre ceea ce fac utilizatorii, despre relația lor cu cartea și lectura. Iar noi vă mulțumim pentru prezență și pentru că sunteți parte a echipei Bibliotecii Municipale Bogdan Petricentu Hasdeu. Iar eu vă dau întâlnire și joia viitoare. Mulțumesc!